Miercuri, 25 aprilie, este mare sărbătoare în calendarul ortodox. Creștinii sărbătoresc în această zi Buna Vestire. Cu această ocazie, Biserica Ortodoxă Română a invitat enoriașii la o rugăciune comună. Nu în biserici, ci fiecare la el acasă. Rugăciunea a avut loc începând cu ora 12. Prin urmare, clopotele tuturor bisericilor ortodoxe din România au sunat timp de 1-2 minute la ora 12 în ziua de Buna Vestire și vor suna apoi în fiecare duminică și în fiecare zi când se săvârșește slujbă în bisericile din parohii și mănăstiri. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție Împăratul Ceresc Mângâietorului Duhul Adevărului, care pe tinere și pe toate ne împlinește bunătăților și dătătorilor de viață, vie și să rășuiește în noi și ne curățește prin de toate întunecile și mântuiește în bună sfântele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte... Miercuri de Bună Vestire este și ziua Poliției Române. Pentru prima dată, oamenii legii nu și-au putut aniversa existența cu festivități și manifestări la care invitați să fie cetățenii. Poliția Română este chemată să țină țara sub control, să o apere de data aceasta împotriva unui inamic invizibil, care însă riscă să nimicească tot mai mulți oameni. Sunt chemați în stradă să asigure distanțierea socială, singura posibilitate la ora actuală de stopare a răspândirii pandemiei de coronavirus. Cu familia acasă, la fel ca ceilalți colegi de arme, polițiști de frontieră, jandarmi, militari, polițiștii români sunt puși în linia întâi pentru a asigura aplicarea ordonanțelor militare, ce vizează reguli stricte pentru cetățeni cu scopul apărării acestora. Și tot pentru prima dată, polițiștii au spus că nu doresc să transmită nimic cu ocazia zilei lor. În schimb, prezența și acțiunile lor spun totul. Singurul mesaj este: stați acasă! La mulți ani, Poliția Română! Mulțumim! Orice ieșire în spațiul public vă poate pune în pericol sănătatea sau chiar viața. Vă rugăm să rămâneți în casă. Ieșiți doar pentru urgențe. Protejați-vă sănătatea. Nu vă expuneți. Mulțumim! În acest moment, deși nu a fost dat publicității numărul exact al infecțiilor confirmate în județul Brașov, este de așteptat ca Spitalul de Boli Infecțioase să atingă capacitatea maximă de pacienți. Mariana Cocuz, reprezentanta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a declarat ieri, într-o videoconferință, că în acest moment unitatea medicală funcționează la întreaga capacitate, cu totalul numărului de patul destinat pacienților cu COVID-19. Potrivit datelor disponibile pe site-ul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, acesta are o capacitate totală de 107 paturi. Ce informații importante aveți pentru brașoveni legate de activitatea spitalului de infecțioase în această perioadă dificilă? Bună ziua! Vreau să informez populația Brașovului că Spitalul de Boli Infecțioase este pe baricade. Funcționăm foarte bine ca o adevărată echipă medicală. Pacienții internați cu această infecție sunt foarte bine monitorizați. În acest moment în spital avem internați pacienți cu forme asimptomatice, ușoare și medii. În acest moment avem echipament medical de protecție pentru personalul nostru, echipament care va fi disponibil în următoarele săptămâni. Facem eforturi și suntem sprijiniți de toate organele abilitate, începând cu Consiliul Județean și terminând cu celelalte instituții și persoane doritoare să ne ajute să achiziționăm în continuare materiale de protecție, dezinfectanți și tot ce avem nevoie, inclusiv medicamente, pentru că ne-am gândit că este foarte posibil ca această situație să dureze mai multe luni și vrem să ne asigurăm din timp că vom avea cu ce să tratăm corect pacienții, cum să îngrijim corect și cum să ne protejăm mai personalul medical de riscul de îmbolnăvire. Primim sprijin din toate părțile, ceea ce este extraordinar, și vom funcționa categoric ca o adevărată echipă și vă asigurăm că vom depune toate eforturile, așa cum ne-am depus și până acum, pentru binele pacienților și populației județului nostru.
25 de bolnavi internați la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov au fost mutați ieri la Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sâmpetru. Astfel, în prezent, la Sâmpetru mai sunt doar 2-3-4 libere din cele 90 câte sunt la spital. Această mutare a venit pe fondul creșterii numărului de pacienți internați cu virusul COVID-19. Practic, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este pregătit pentru a interna doar pacienți infectați cu noul coronavirus. Potrivit site-ului instituției, capacitatea spitalului este de 150 de locuri. Preluăm pacienții care nu pot fi externați, primiși acasă pentru că sunt sub tratament de la Spitalul de Pneumofiziologie, îi preluăm la noi având același profil și îi îngrijim în continuare, pentru ca ei să poată prelua cazurile de COVID. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a stabilit un număr unic de apel pentru informarea cetățenilor cu privire la șomajul tehnic și adrese de e-mail pentru transmiterea documentelor. Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații pot apela 021 4444 000. Angajatorii care sunt direct afectați de măsurile impuse odată cu declanșarea stării de urgență vor putea beneficia, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de plata indemnizațiilor acordate salariaților în valoare de 75% din salariile brute acordate pentru toți angajații lor, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. O altă categorie, angajatorii afectați indirect, dar ale căror încasări au scăzut cu cel puțin 25% față de primele două luni ale anului și care nu au capacitatea financiară pentru a plăti toți salariații, vor putea beneficia de măsurile prevăzute de Ordonanța de Urgență 30/2020, respectiv de plata șomajului tehnic din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru cel mult 75% dintre angajați care au contracte active la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență. Documentele aferente lunii martie se vor depune la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă după 1 aprilie la adresa de mail brasov@anofm.gov.ro. Direcția de Asistență Socială Brașov continuă procesul de implementare a proiectului Bunici în Siguranță, sistem de teleasistență. Proiectul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, au venituri lunare sub 1000 de lei și domiciliul pe raza teritorială a municipiului Brașov. Au prioritate la accesarea programului persoanele aflate în evidența Direcției de Asistență Socială Brașov. În prezent, în evidențele Direcției de Asistență Socială Brașov se află aproximativ 100 de persoane vârstnice care beneficiază de acest sistem, iar pentru protecția persoanei vârstnice se vor mai achiziționa un număr de până la maximum 1500 de kituri în funcție de numărul potențialilor beneficiari identificați și cărora le-ar putea fi asigurate nevoile de îngrijire în acest mod. Reamintim că prin acest proiect se propune o abordare inovativă a îngrijirilor la domiciliu a persoanelor vârstnice, beneficiarul fiind ajutat în situații de urgență personală și medicală printr-o simplă apăsare de buton. Până în prezent, proiectul și-a dovedit utilitatea, iar acum se dovedește un real sprijin și o soluție ce poate fi adoptată în situația generată de starea de urgență. Asociația Happy Moms a demarat campania denumită Scrisori către mine. Aceasta are ca și scop conștientizarea și sensibilizarea publicului larg cu privire la modul în care omenirea, planeta și oamenii se vor schimba și vor fi după această criză. Scopul campaniei Scrisori către mine este strângerea de fonduri pentru proiectul Business Kid, educație financiară prin teatru și poveste, derulat de Asociația Happy Moms încă din anul 2019. Campania constă în colectarea, în mediul virtual, până la data de 1 mai, de scrisori adresate propriei persoane din viitor. Ulterior, finalizării crizei, acestea vor face subiectul unei cărți, din a cărei vânzare va fi susținut proiectul de educație financiară al asociației, ne spune Dana Lupșa, președintele asociației Happy Moms.
Asociația are ca scop dezvoltarea personală și profesională a mamelor, copiilor și familiei în general. Proiectul Business Kid constă în ateliere susținute gratuit de către voluntarele Asociației Happy Moms, o piesă de teatru jucată de 3 copii, actori voluntari, o carte de educație financiară pentru familie scrisă de specialiști în domeniile lor de activitate. Până acum, 800 de copii din Brașov, București, Cluj, Alba Iulia și Sibiu au participat la activitățile specifice proiectului. Artiștii din România s-au unit și fiecare a transmis câte un mesaj de susținere și încurajare pentru a depăși cât mai ușor această perioadă de criză provocată de pandemia de coronavirus. Aceștia și-au încurajat fanii să rămână în casă și să aibă grijă de ei și de cei dragi. Iată mesajele de încurajare ale artiștilor. Fiecare a transmis ce-i determină să stea în casă. Stăm pur și simplu. Să stăm împreună. Acasă suntem bine. Vreau să stau acasă pentru că distanțarea fizică nu înseamnă și distanțarea sufletească. Înseamnă că ne pasă de cei din jurul nostru. Acasă suntem bine. Stau acasă ca să-mi protejez copiii, părinții, dar și pe tine. Noi acasă suntem bine. Eu aleg să stau acasă. Pentru binele meu, pentru binele familiei mele. Haideți să fim mai conștienți de tot ce se întâmplă. Noi stăm acasă pentru străbunica.